Superliga vă este oferită de Superbet. Foarte bine a jucat această minge Basa, a reușit să iasă dintre mai mulți adversari. Acum Padula, pasă din prima și un șut care trece pe lângă poartă, șutul lui Tițu. Se putea obține mai mult din această fază. În imagine este Button, dar Tițu este autorul șutului. Atacul continuă. Îl spinge în față Silviu Junior. A lăsat să se înțeleagă că va pasa la portar. Bine întoarsă această minge pentru Pop. Bună și demarcarea. Bună și demarcarea și este gol. Înscrie Button. Din nou se ridică Fanionul. Din nou se ridică Fanionul. Din nou se aude fluierul. A fost o fază foarte bine construită. O fază colectivă care l-a lăsat pe Button pe poarta goală. Alexandru Cerei în imagine. El a semnalizat offside. Ia să vedem faza. Aici nu este offside. Aici nu este offside. Aici s-ar putea să fie. La Button nu este, că Button este în urma mingii. O minge care a ajuns cu noroc la Padula. Și intervenția lui Chițu. Da, e fază imposibilă. E o fază imposibilă. Totuși, aș zice, dacă aș fi în locul lui, bine că nu sunt. Aici, dacă n-ai garanția unui penalti, mai bine nu-l dai. Săracul, nu e lămurit, sub nicio formă, e și presiunea publicului. Ia să vedem. Nu e. Seamănă bine cu Vlad Pop. Și cât pe ce să asistăm la deschiderea de scor, lovitura de cap a lui Buena. Iată-l în imagine. Rashid Buena trimite un pic pe lângă. Mingea atinsă însă și de unul dintre jucătorii Craiovei. De Superliga. Câte două fiecare. Oh, ce pasă iese. Și ce intervenția lui Gurău. Senzațional. Gurău îl oprește. Îl oprește pe Betayeb. Cred că a fost mai degrabă o încercare de șut. Ia să vedem. Luca Mihai. Nu este offside. Dacă este pasă, dacă a vrut să dea pasă, atunci merită toate aplauzele. Cred că a vrut să dea pasă. Nu cred că aia e o poziție de șut. Nu cred că este o biomecanică de șut. O, lovitură de cap în brațele lui Gurău. S-au mutat ocaziile la cealaltă poartă. Sergiu Buș. Padula. Centrează Padula, lovitura de cap bună, intervine Silviu Lung la lovitura de cap a lui Chițu. Chițu este golgheterul Craiovei, 10 goluri marcate. Pătrundere energică a lui Marchioni. Betayeb. Bun șutul lui Betayeb. Și încă o intervenție bună a lui Gurău. Un nou duel 1-1. Gurău-Betayeb. Gurău de, duel de calitate. Câștigat de Gurău. Mihai în flanc. Primește Luca Mihai. Pasă înapoi.
Roman, dribling, șutul lui Roman. Se ducea în poartă, se ducea acolo la colțul lung, intervenția bună a lui Lechiatas. Continuă atacul lui Poliaș, din nou Luca Mihai, centrată bine. Și lovitură de cap a lui Caban. Noul intrat la Poliaș, Kevin Caban, un suedez în vârstă de 30 de ani, spuneam ultima oară în Liga 2 norvegiană la Stabæk. Și se aude fluierul. Bine bătut la colțul scurt, peste zid. Gurău a zburat spre minge, dar dacă era pe poartă nu ajungea. Șutare. Gurău plecase pe direcția șutului. Bună această lovitură de cap, Sidibe! Gol! Nu! Bară! Fantastic! Incredibil, ghinion! Sidibe putea să înscrie mingea șutată de el, se duce în stâlp. Strâns, dar corect văzut. Și apoi un penalti. Iată aici, Sidibe reușește să obțină prin planul, șutează și Bara îi salvează pe Eșeni de la o înfrângere pe teren propriu.